Te salut în lumea informaticii. Hai să explorezi! În acest material vom parcurge împreună cele mai relevante aspecte pe care trebuie să le cunoașteți în legătură cu animațiile din PowerPoint. În această prezentare avem o formă automată a acestui triunghi și dacă vrem să adăugăm acestui triunghi o animație, alegem fila Animations, colecția Add Animation, adăugare animații. Începem cu animațiile de intrare și alegem Fly In, de exemplu. Adăugăm o animație, de data aceasta Add Animation din categoria Emphasis, adică de evidențiere. Să zicem Spin. Iată. Să mai adăugăm și o animație de ieșire, Add Animation, Exit și să zicem Random Bars. Putem observa că la primul click de mouse se derulează prima animație, cea de intrare. La următorul click se derulează animația de evidențiere și la al treilea click avem animația de ieșire. Dacă am acționat butonul Animation Pane, atunci în afară de aceste pătrățele, mai putem să vedem animațiile care au fost aplicate și în acest panou, Animation Pane. Dar dacă vrem să ștergem această animație cu care poartă numărul de ordine 2, din meniul animației care se derulează cu ajutorul acestui buton, vedeți în dreapta, avem opțiunea Remove, adică ștergerea acestei animații. Să presupunem că vrem să modificăm animația numărul 2. Observăm că este selectată animația Swivel. Dacă ne uităm la întreaga galerie, putem observa că există animația Wave pe care vrem să o aplicăm. Executăm click pe animația Wave și putem observa acum că de fapt animația numărul 2 nu mai este ce a fost, adică Swivel, ci este Wave. Putem să setăm proprietățile animației cu Effect Options. Animația cu numărul 1 a fost o animație de tip zbor spre interior, fly in, iar la Effect Options, după ce am selectat această animație cu numărul 1, putem alege o altă direcție de intrare, de exemplu from top left, adică dinspre partea din stânga sus a ecranului. Dacă am aplicat mai multe animații unui obiect, ordinea acestora poate fi modificată. Putem efectua schimbarea ordinii în panoul de animații cu ajutorul metodei drag and drop, adică cu butonul mouse ținut apăsat. Mutăm elementul numărul 2 în față. Apare această linie orizontală care ne arată că la eliberarea mouse-ului elementul mutat va ajunge aici. Dacă există animații într-o prezentare, acestea vor fi declanșate în urma unor evenimente declanșatoare, cum ar fi clicul de mouse sau împreună cu evenimentul anterior sau după evenimentul anterior.
with previous, respectiv after previous. Alegem prima animație și facem următoarea setare. Animația să fie declanșată după evenimentul anterior. Setăm aceeași proprietate și animațiilor numărul 2 și numărul 3. Să vedem acum șirul de animații. Iată, prima animație, a doua și respectiv a treia. Putem modifica durata fiecarei animații. De exemplu, alegem prima animație și în loc de 1,5 secunde, deci în loc de o secundă și jumătate, stabilim 2 secunde și jumătate. Sau chiar 3 secunde pentru a doua. Hai să stabilim 2 secunde pentru ultima. Referitor la animațiile aplicate textelor, trebuie să știți că este posibil, în primul rând, să aplicați asemenea animații. Dacă executăm click în interior, apare chenarul acesta punctat și executăm click exact pe chenar. Adăugăm o animație, fly in. Putem derula în partea dreaptă, așa cum am mai văzut, meniul acestei animații și alegem efecte sau opțiuni de setare, effect options. Alegem fila text animation ca să vedem cum putem grupa textul cu una dintre următoarele opțiuni. All paragraphs at once, adică toate paragrafele împreună, by first level paragraphs, adică după paragrafe de nivel 1, deci după aceste paragrafe, by second level paragraphs, adică după paragrafe de nivel 2, adică acestea care sunt subordonate paragrafelor de nivel 1 și așa mai departe. Să vedem, de exemplu, dacă aplicăm o animație după paragrafe de nivel 2. Ok. Vedeți? Toate paragrafele vin separat. Dacă modificăm și aplicăm o grupare după paragrafe de nivel 1, o să observați că paragrafele de nivel 2 au apărut împreună cu acest al doilea paragraf, care era de nivel 1. În fereastra Effect Options, fila Effect, deci prima filă, avem opțiunea Animate Text, care face posibilă aplicarea unei animații by word, adică pe cuvinte, sau chiar by letter, adică pe litere sau caractere. Să vedem cum arată o animație pe litere. Vedeți, fiecare literă este animată în mod separat. Un tip special, animațiile motion paths, prin care putem determina calea de mișcare a obiectelor animate. În colecția Add Animation, alegem motion paths, și anume linie. Deci o cale de mișcare de tip linie. Punctul de start este de aici, din punctul A, dar punctul în care se termină animația aceasta să fie punctul B. Tot așa repetăm operația și mai aplicăm o animație de același tip, de tip linie, însă în cazul acesta
mutăm această animație astfel încât punctul de start al acestei animații să fie în punctul B, iar sfârșitul animației să fie în punctul C. Și tot așa mai aplicăm o dată tot o animație de tip linie, dar de data aceasta mutăm această linie astfel încât startul animației să fie în punctul C, iar sfârșitul animației să fie chiar în punctul D și să urmărim cu atenție acest șir de animație. Fiecare animație pornește la click de mouse. Succes!